Polițiștii argeșeni au cooperat cu cei din județul Neamț pentru efectuarea unor percheziții la mai multe firme de construcții din județ. În data de 14 noiembrie anul curent, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au efectuat 13 percheziții domiciliare pe raza mai multor județe, printre care și județul Neamț, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Din cercetări, polițiștii au stabilit că în perioada 2012 ci în cauză ar fi înregistrat în evidența contabilă și declarat organelor fiscale achiziții fictive de bunuri și servicii cu scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. În urma activității infracționale, prejudiciul adus bugetului statului este de peste 3.200.000 de lei. În urma activităților, un număr de 8 persoane au fost identificate și conduse la sediul poliției, unde le-a fost adusă la cunoștință învinuirea și drepturile și obligațiile procesuale. În urma percheziților, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice a Argeș au identificat și ridicat în vederea continuării cercetărilor documente de evidență contabile. Oamenii de afaceri suspectați de evaziune fiscală urmează a fi cercetați și judecați în județul Argeș, locul în care există dosarul în investigare.